Vorbim astăzi despre un lucru extrem de important, având în vedere vremurile pe care le trăim, și anume iminența revenirii Domnului pentru răpirea bisericii sale, pentru ridicarea ei din această lume ca să fie împreună cu El în slavă, încercând să dăm un răspuns întrebării: este răpirea bisericii iminentă? Cu alte cuvinte, se poate produce ea în orice moment? Mai întâi, însă, aș vrea să clarificăm puțin termenii folosiți începând cu cel care sună puțin cam straniu, răpirea bisericii. Ce vrea să spună acest cuvânt? La ce se referă acest termen pe care îl folosim deseori pentru a ilustra revenirea Domnului Sus ca să-și ia biserica în casa Tatălui? Unde găsim acest lucru în Scriptură? Unde găsim acest termen? Unii spun că nici măcar n-ar exista o astfel de învățătură sau o astfel de idee în Noul Testament. Vom vedea că lucrurile nu stau așa, și primul argument îl găsim în textul de bază, unde întâlnim acest termen: cel din 1 uh, Epistola Apostolului Pavel către Tesalonicieni, capitolul 4, versetele 16 și 17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Verbul tradus la începutul versetului 17 cu vom fi răpiți în limba greacă, în originalul în care a fost scris această epistolă și mare parte din Noul Testament, este folosit termenul harpazo, care înseamnă a fi luat deodată, pe neașteptate, Implicând și forța. Cu alte cuvinte, se referă la acea acțiune condamnată de lege prin care o persoană era sequestrată, era răpită, era luată deodată din casă sau de pe drumul pe care mergea și dusă împotriva voinței sale într-un alt loc. În cazul răpirii bisericii, bineînțeles, nu este vorba de a fi luat cineva împotriva voinței sale, este scoasă această nuanță de sens. Iar accentul pică pe felul în care se va produce plecarea celor ce alcătuiesc biserica, deodată, pe neașteptate. De aceea este folosit acest cuvânt pentru a sublinia ideea iminenței venirii Domnului. Vom fi răpiți, adică vom fi luați deodată, pe neașteptate, în momentul în care nu ne gândim. În limba latină este folosit termenul rapio, rapere un verb cu forma la participiu raptum rapturus. De aici avem și noi traducerea prin a fi răpiți. De remarcat că și traducerea ortodoxă a textului folosește același termen și acolo găsim exact același verb, vom fi răpiți împreună cu Domnul, deși ei nu cred în răpire la fel ca și catolicii plus o mare parte dintre protestanți. Revenind la clarificarea termenului răpire, este vorba de o plecare neașteptată, exact cum o persoană era răpită în acele timpuri. Bineînțeles, nu se aștepta la acest lucru în acel moment, era luată deodată și era dusă într-un alt loc. De aici, dragii mei, provine și prima argumentare a iminenței producerii acestui eveniment, indicând faptul că se poate întâmpla în orice clipă, oricând, în același fel în care. O persoană era răpită deodată pe neașteptate, la fel, venirea Domnului poate avea loc în orice moment, în orice clipă. În dicționarul explicativ al limbii române, adjectivul iminent înseamnă care este gata să se producă, care este gata să se întâmple și nu se poate amâna sau evita. Și este bine să reținem acest lucru. Cea mai bună ilustrație pe care am mai dat-o și în alte ocazii este cea unui mare cutremur care se va produce în Vrancea și va afecta foarte grav și capitala țării Bucureștiul. Când poate avea loc un astfel de eveniment? Oricând, poate chiar azi sau poate peste câțiva ani, nu știm exact, dar ne așteptăm în orice clipă. Cu toate că există această așteptare, momentul când se va produce efectiv îi va surprinde pe toți cumva vor ajunge oamenii să spună ne așteptam noi, dar nu chiar acum, parcă prea dintr-o dată s-a întâmplat, parcă pe neașteptate, deși, repet, există o întreagă discuție despre posibilitatea ca acest cutremur să aibă loc în viitorul apropiat. Cam așa stau lucrurile și în ceea ce privește venirea Domnului pentru răpirea bisericii sale. Cu toate că ne așteptăm, acel moment va veni deodată, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, vom fi luați și vom fi mutați împreună cu Domnul în slava sa, în trupuri noi veșnice. Mergând mai departe, aș vrea să mai răspund la două întrebări legate de subiectul acestei scurte expuneri. În primul rând, este această doctrină sau această idee a iminenței venirii Domnului în Noul Testament? Găsim argumente pentru a susține această idee a iminenței venirii Domnului în cuprinsul Sfintelor Scripturi? Și răspunsul este cu siguranță afirmativ. De exemplu, este foarte clar că Apostolul Pavel îl aștepta pe Domnul să se întoarcă în timpul vieții sale. Așa cum citim în a doua sa epistolă către Corinteni, Pavel vorbește despre el și despre alții care se aflau în aceeași situație cu a lui, folosește pluralul: oameni credincioși care aveau slăbiciuni în trup și probleme de sănătate. Pavel se afla atunci în jurul vârstei de 50 de ani, poate puțin peste aceasta, și iată ce spune el despre așteptarea aceasta a revenirii Domnului în orice clipă, în orice moment. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și aici este foarte clar vorba despre trupul acesta pământesc și despre momentul morții atunci când casa pământească se desface și omul așteaptă locuința sa veșnică înaintea lui Dumnezeu. Însă Pavel nu se rezumă să afirme acest lucru, ci continuă și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Ce vrea să spun aici Pavel este o vorbire puțin alegorică, metaforică, dar putem să înțelegem, este vorba de faptul că el își dorea nu să treacă prin moarte, ci să fie îmbrăcat cu trupul ceresc peste trupul acesta pământesc, în așa fel încât tot ce este muritor să fie îmbrăcat în nemurire, așa cum afirma în prima sa epistolă, către Corinteni în capitolul 15. Și spune el, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Dacă nu cumva, deja va fi murit înainte de răpirea bisericii, atunci va avea parte de înviere și împreună cu cei vii care vor fi rămas până la venirea Domnului, toți vom fi răpiți pe nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și iată și versetul 4 din același text. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca aceste muritori în noi să fie înghițit de viață. Cât de clar se arată aici forma în care se va transforma trupul acesta pământesc, pieritor, într-un trup de slavă, în momentul venirii Domnului, pentru a-și răpi biserica. Bineînțeles că n-am putea să intrăm cu trupurile acestea pământești în ceruri, de aceea este nevoie de o schimbare radicală de o transformare, iar Pavelo numește îmbrăcarea cu trupul veșnic ceresc peste trupul acesta pământesc. Ceea ce spune el, practic, este că nu își dorea să treacă prin moarte, ci să aibă parte de răpirea bisericii, fapt care demonstrează clar că el îl aștepta pe Domnul să revină în timpul vieții sale. Își dorea să fie îmbrăcat cu trupul celălalt peste acesta, în așa fel încât ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și observați că folosește pluralul, vorbește nu doar în dreptul său, ci și pentru ceilalți creștini. Ne dorim să vină Domnul, ne dorim ca trupurile acestea care au parte de suferință, de slăbiciuni, de boli, să fie transformate, să fie schimbate cu cele veșnice. Toți cei care gemem apăsați în aceste trupuri, ne dorim să fim îmbrăcați cu trupurile veșnice, cu alte cuvinte, ne dorim să avem parte de răpirea bisericii. De aceea, un alt argument pe care îl găsim în Noul Testament este și acesta că nu doar Pavel, ci și toți primii creștini îl așteptau pe Domnul în timpul generației lor, în timpul vieții lor. Cu alte cuvinte, răpirea era iminentă și pentru ei în primul secol creștin. Așa cum le reamintește Pavel celor din Tesalonic, de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului Celui Viu și Adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Isus care ne izbăvește de mânia viitoare. De ce v-ați întors la Dumnezeu? În primul rând ca să-i slujiți Lui, sigur, a fost vorba de a căpăta iertarea de păcate, de a fi născuți din nou, de a fi transformați în copii Lui Dumnezeu. Dar dincolo de aceasta erau două scopuri, să slujească Dumnezeului Celui Viu și, în al doilea rând, să așteptați din ceruri pe Fiul Său. Dragii mei, era clar pentru ei, această așteptare era ca Domnul să vină în timpul vieții lor, în orice moment El putea să se întoarcă și Pavel le spune, voi v-ați întors la Dumnezeu ca să-L așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Și aici este o aluzie foarte clară, o trimitere la necazul cel mare. Domnul Iisus ne scapă de mânia viitoare, ne ia dinaintea revărsării mâniei lui Dumnezeu în timpul celor șapte ani de necaz descris în cartea Apocalipsa. Apoi, după binecunoscutul pasaj din capitolul 4 despre răpire, pe care l-am citit la început, le dă tot acestor creștini din Tesalonic acest îndemn. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Practic le spune că ei ar trebui să se consoleze, să se încurajeze cu nădejdea aceasta a revenirii Domnului în timpul vieții lor. Ei trebuiau să-și pună nădejdea în revenirea Domnului și să simtă consolare, să se simtă mângâiați, încurajați de gândul că nu la infinit va domni nedreptatea pe acest pământ, nu pentru totdeauna vom avea parte de suferință, de prigoană și de tot felul de alte lucruri similare. Ci, la un moment dat, va veni Domnul și va instaura împărăția dreptății, luând mai întâi biserica sa în casa Tatălui, apoi judecând lumea pentru ca în final să domnească pe acest pământ timp de 1000 de ani. La rândul său, Apostolul Ioan, cel care a primit Revelația despre vremurile din urmă, Cartea Apocalipsa, le spunea primilor creștini. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat. Practic ce afirmă aici apostolul Ioan, ca și Pavel, este același lucru. Că Domnul poate să vină în orice clipă, și că biserica, cei credincioși, trebuie să fie pregătiți pentru acel moment. Ei trebuie să se curățească, să trăiască în sfințenie, să părăsească orice obicei păcătos și orice păcat ascuns, să-și mărturisească păcatele și să-l aștepte pe Domnul, dat fiind că oricine are de aceasta a revenirii sale se curățește după cum el este curat. Aceasta era învățătura lui Ioan reiese foarte clar această idee că primii creștini îl așteptau pe Domnul în timpul vieților, în timpul acelei generații. De asemenea, tot Ioan, în același context, le lansează și un avertisment extrem de serios. Și acum, copilașilor, rămâneți în el pentru ca atunci când se va arăta el să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Și am verificat puțin termenul în limba greacă, într-adevăr, presupune îndepărtarea de Domnul cu rușine. Atenție mare să fim cu adevărat credincioși, să rămânem în El, pentru că altfel vor fi unii care vor fi făcuți de rușine în momentul venirii Domnului și vor rămâne depărtați de El. Cu alte cuvinte, nu vor avea parte de răpirea bisericii. Aceasta era învățătura lui Ioan. Observați că el nu învăța cum fac majoritatea predicatorilor din vremea noastră, că oricine și oricum va fi răpit, condiția este doar să fie membru într-o biserică creștină. Nu, Ioan le atrage atenția copilașilor, rămâneți în el. Așa cum spune tot în aceeași epistolă, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, sigur, nu în sensul perfecțiunii, însă trebuie să ne aliniem viața după cea a Domnului Isus. Dacă rămânem astfel în el, atunci avem îndrăzneală și nu vom fi îndepărtați de el la revenirea sa. însă pentru cei care nu rămân în el, pentru cei care cred că se poate trăi oricum și tot vor avea parte de răpire, Ioan afirmă foarte clar, atenție, vor fi unii care vor rămâne de rușine și îndepărtați de el la revenirea sa. Însumând toate aceste lucruri, putem afirma că și Ioan arată clar faptul că ei se așteptau ca Domnul Isus să vină în timpul acelei generații. Le spunea primilor creștini să se pregătească, să aibă grijă la viața lor, să fie gata pentru momentul acela care se apropia al revenirii Domnului Isus. Iar, în ultimul rând, vorbind tot despre acest lucru, despre această așteptare pe care o aveau primii creștini, prima generație a creștinilor din secolul I, tot lor li se adresează, în primul rând, Cuvintele de la finalul cărții Apocalipsa. Sigur, sunt și pentru noi astăzi, însă ele au fost adresate în primul rând celor șapte biserici din Asia Mică și primilor creștini din perioada aceea de timp. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Iată, dragi mei, aceasta era rugăciunea primilor creștini. Duhul și mireasa de atunci încă spuneau, vino Doamne Iisuse. Cel ce adeverește aceste lucruri spune, da, eu vin curând. Domnul Iisus afirmă acest lucru, iar răspunsul bisericii trebuia să fie încă de atunci, vino Doamne Iisuse, amin, te așteptăm să revii. De asemenea, aveau și acel salut care a rămas pe paginile Scripturii, Mara, Nata, Domnul nostru vine în curând. Iată, dragii mei, Așadar că această doctrină sau această idee a iminenței venirii Domnului exista încă din timpul primilor creștini, încă din secolul I. Iar ea s-a propagat, ea a să existe în toată istoria bisericii atunci când oamenii au stat aproape de Domnul. De fapt, dacă este să privim în cele două milenii ale istoriei creștine, putem constata acest lucru. Creștinii adevărați l-au așteptat pe Domnul să se întoarcă în timpul vieților. Și, dragii mei, vreau să fac aici o paranteză și să spun: nu au greșit, chiar dacă Domnul nu s-a întors atunci, chiar dacă Domnul încă n-a venit ca să-și răpească biserica, nu-i greșit să-l aștepți în timpul vieții tale, pentru că acest lucru te face să trăiești în teamă de Dumnezeu și să stai aproape de El. Așa au stat lucrurile, repet, în toată istoria creștină. De exemplu, în primele trei secole, când biserica s-a aflat în mod constant sub prigoană, primii creștini îl identificau adesea pe Anticrist în persoana împăratului roman care îi persecuta și căuta să termine de tot cu creștinismul. Ei credeau că, iată, Anticristul așa a apărut și, bineînțeles, se așteptau ca, dintr-un moment în altul, Domnul Isus să vină să-și ia biserica acasă. De exemplu, la începutul secolului II avem o scriere numită Didahi, tradusă bineînțeles și în limba noastră, în care găsim aceste cuvinte. Veghează asupra vieții tale, să nu se stingă candelele voastre, ci fiți gata, căci nu știți ceasul în care va veni Domnul nostru. Este vorba de o datare în jurul anului 120 și iată ce se spunea, era vorba deja de a doua generație sau poate chiar a treia generație de creștini și uh, ei aveau același îndemn, fiți gata pentru că nu știți ceasul în care va veni Domnul nostru. De fapt, în toată literatura așa numită patristică, literatura primilor creștini din aceste prime trei secole ale creștinismului, găsim repetată ideea revenirii Domnului. Ei îl așteptau pe Domnul să se întoarcă. Problema a apărut după ce Împăratul Roman, care mai înainte ilustra ideea, Imaginii lui Anticrist s-a convertit la creștinism. Primul dintre aceștia a fost Constantin, apoi și ceilalți împărați au mers în aceeași direcție, a existat și unul apostat, dar împărații romani de la Constantin, după anul 300, au început să practice creștinismul într-o formă sau alta, nu discutăm dacă au fost creștini adevărați sau doar au făcut lucrul acesta în mod conjunctural, însă cert este că a apărut o problemă cum mai puteau creștinii să-L aștepte pe Domnul din moment ce nu mai exista această idee a imaginii lui Anticrist, această reprezentare pe care ei o avuseseră până atunci timp de 300 de ani. De aceea a trebuit să se adapteze cumva interpretarea Scripturii la contextul în care trăiau și după anul 400, începând cu Augustin, s-a introdus această idee că împărăția milenară a Domnului Isus Deja a început pe pământ prin uniunea dintre Împăratul Roman și conducătorul Bisericii Papa. Cumva împărăția va fi introdusă prin puterea politică, prin cea religioasă, în mod treptat întreaga lume se va converti la creștinism. Din moment ce s-a convertit întregul Imperiu Roman, care reprezenta cea mai mare putere a vremii, cu siguranță creștinismul va ajunge în toată umanitatea și așa va veni împărăția de 1000 de ani. Sigur, este o interpretare. Total greșită și s-a dovedit, în fapt, pentru că aceasta a dus la Evul Mediu Întunecat, nu la împărăția de 1000 de ani. De aceea, în perioada aceasta a Evului Mediu, ideea revenirii Domnului a trecut în planul secundar, împreună și cu alte învățături importante ale creștinismului, de exemplu cele legate de lucrarea Duhului Sfânt sau de botezul credinței, toate aceste lucruri s-au pierdut și împreună cu ele și ideea revenirii Domnului sus. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că au fost oameni care se gândeau tot timpul la revenirea Domnului. De exemplu, în jurul anului 1000 există relatări despre oameni care se așteptau ca Domnul să revină în acel an sau în jurul acelei date. Bineînțeles că au greșit data, nu poți să dai o zi sau un an al revenirii Domnului, însă ce este de remarcat este acest fapt că ei îl așteptau pe Domnul să se întoarcă. Exista această idee a revenirii Domnului Isus, iată, în mijlocul Evului Mediu, practic în jurul anului 1000. În toată istoria creștină, de altfel, putem observa faptul că de fiecare dată când cineva s-a trezit și a revenit la scripturi, a fost readusă în prim plan și așteptarea aceasta după revenirea Domnului. De exemplu, Martin Luther vorbea despre anticristul otoman, sultanul Imperiului Otoman care ajunsese la porțile Vienei în 1529 și făcea acest lucru în contextul revenirii Domnului. Vedea în aceasta un semn al faptului că Domnul este foarte aproape să se întoarcă din moment ce iată găsiseră o altă figură care se potrivea cu imaginea lui anticrist, așa cum apare în cartea Apocalipsa era vorba despre anticristul turc. Sunt unii care și astăzi spun că anticristul ar veni din Turcia. Ideea aceasta nu se susține biblic, dar nu este acum timpul să o discutăm. Apoi a fost perioada lui Napoleon în jurul anului 1800 și el a fost un model al lui anticrist și de aceea a existat această discuție reaprinsă despre revenirea Domnului Isus care poate avea loc în orice moment după care a urmat și perioada lui Hitler cu mai mult de 100 de ani mai târziu. Și acesta a fost un model al lui Anticrist. Și de fiecare dată, dragii mei, creștinii adevărați s-au întrebat oare nu acum va reveni Domnul? Oare nu este acesta timpul când Domnul va veni să-și ia biserica acasă? Observați, ideea revenirii Domnului a existat în toată istoria creștină, mai ales în ultimele 2-300 de ani ale epocii moderne, de când ea a fost readusă în prim plan în contextul acestor figuri istorice, dictatori care doreau să aibă o dominație mondială și ilustrau ceea ce Apostolul Ioan numește Duhul lui Anticrist care îi locuia. Cu toate acestea, n-a fost vorba nici de venirea Domnului, nici de apariția lui Anticrist. Aceasta însă nu anulează adevărul scripturii că la un moment dat se vor întâmpla ambele lucruri. Și revenirea Domnului pentru a-și lua biserica acasă, iar imediat după aceea apariția unui lider mondial cu putere globală care va juca rolul lui Anticrist, al omului fără de lege, așa cum îl numește scriptura. Întrebarea care se pune în aceste momente este dacă sunt semne care ne indică faptul că noi am fi acea generație care va fi prezentă la revenirea Domnului. Suntem cu adevărat aproape de marele eveniment, este venirea Domnului și în acest sens iminentă, nu doar în sensul că se poate produce oricând, ci și în cel care presupune venirea sa imediată, care nu se poate amâna, care nu poate fi întârziată. Dacă atâtea generații de-a lungul istoriei au crezut că se va întâmpla marele eveniment în timpul vieții lor și n-a fost așa, de ce am crede noi că suntem acea generație care? chiar va avea parte de răpirea bisericii. Domnul nu ne-a lăsat niciun semn ca să ne arate data exactă a revenirii sale, însă, pentru perioada de timp dinaintea revenirii sale, el a lăsat niște semne pe care le găsim foarte clar expuse în mai multe locuri din Evanghelie, cum ar fi capitolele 24 și 25 din Evanghelia după Matei sau capitolele 17 și 21 din Evanghelia după Luca. Observați, este o mare parte din Evanghelie dedicată semnelor care vor preceda revenirea sa pentru a judeca lumea, fiindcă pentru răpirea bisericii nu există niciun semn, ea poate avea loc uh, oricând fără a fi precedată de un semn anume. Încă o dată pun această întrebare. Avem noi împlinirea tuturor acestor semne în vremea noastră pentru a putea afirma că de data aceasta chiar Domnul Isus va reveni și noi suntem acea generație care vom pleca în momentul răpirii bisericii, iar după aceea va apărea anticrist și vor avea loc cei șapte ani ai judecății, ai revărsării mâniei descriși pe larg în Cartea Apocalipsa. Am vorbit în trecut pe larg despre aceste semne și nu am să le reiau pentru că ele se pot vedea cu ușurință în jurul nostru. Doar am să enumăr aceste categorii, le-am grupat de această dată în trei mari părți. Prima se referă la semne din natură. Domnul Isus a vorbit despre cutremure, despre vuietul valurilor mării. Avem în vremea noastră astfel de evenimente care se produc la o scară fără precedent și cu o frecvență tot mai mare. Sunt cutremure, sunt inundații, sunt valuri de caniculă, uragane. Cum n-au mai fost niciodată? Răspunsul, fără îndoială, este afirmativ. Este de ajuns să ne uităm doar la vara aceasta. Este o vară așa cum n-a mai fost niciodată și încă nu s-a sfârșit acest sezon. Trăim cu siguranță împlinirea acestor semne din natură pe care Domnul le-a indicat. De asemenea, Marele Semn este legat de revenirea poporului Israel în țara promisă. Nu putea să aibă loc desfășurarea scenariului final profetic. Fără ca poporul Israel să se afle din nou în țara promisă. Și, dragii mei, este clar, niciodată, în cele 2000 de ani de creștinism, nu s-a mai întâmplat acest lucru. El a avut loc începând cu anul 1948. Sunt, iată, 75 de ani de când Israel este în țara promisă. Poporul Israel este ceasul istoriei. Putem vedea cum generația aceasta se apropie de final, dacă este să o socotim după cuvintele lui Moise din Psalmul 90 o generație are 70 și pentru cei mai tari 80 de ani. Iată, Israel este în țara sa, poporul a înflorit, a înfrunzit, încă n-a adus rod așa cum ar trebui, dar se apropie și momentul în care se va împlini cuvântul rostit prin Apostolul Pavel, tot Israelul va fi mântuit. Din păcate pentru ei acest lucru se va întâmpla abia când vor ajunge în necaz, așa cum este scris, când vor fi în necaz vor striga la mine. De fapt, Dragii mei, necazul cel mare este denumit în Vechiul Testament necazul lui Iacov. În primul rând este un necaz pentru Israel, dar este și o vreme de restriște pentru întreaga omenire, o vreme în care Domnul judecă pământul nu înainte însă de a-și retrage pe ei săi din fața revărsării mâniei sale sfinte. Și a treia categorie de semne privește apostazia zilelor din urmă. Dacă este să ne uităm la epoca pe care o trăim, la societatea aceasta nu modernă, deja postmodernistă, ar trebui să ne întrebăm când a mai existat vreodată în istoria atâta ateism. Până și păgânii din vremea Imperiului Roman sau mai înainte, din timpurile celorlalte imperii, și ei știau că există o lume spirituală. Vorbeau despre viața de apoi, despre un loc de chin și un loc de fericire. Le denumeau altfel, nu aveau baza pusă pe Sfintele Scripturi, însă cel puțin credeau în viața de apoi, credeau într-o anumită formă de divinitate, într-un anumit sens nu erau atei, așa cum este omul modern din zilele noastre. El nu mai știe că există o viață după aceasta. El nu mai admite adevărul că noi suntem ființe spirituale, a căror viață urmează să continue în veșnicie. Omul modern nu mai vorbește decât despre mama natură, care este responsabilă pentru tot ce se întâmplă în jur. Dumnezeu a fost scos total din mass media și din domeniul științelor. Totul este întâmplare, hazard sau consecință a acțiunilor noastre. Aceasta, cu siguranță, este o vreme de apostazie fără precedent, vorbind doar de ideea existenței lui Dumnezeu și de ponderea ateismului în societatea aceasta postmodernistă. Această răspândire a ideii că Dumnezeu nu există, că nu este vorba nici de Dumnezeu, nici de viața veșnică. Și că aici este totul, nu urmează nimic după moarte, aceste idei, dragii mei, se propagă tot mai mult, este o creștere exponențială în lumea civilizată a numărului celor care se declară atei. Dacă este să ne uităm și la cealaltă parte a apostaziei, cea din interiorul bisericilor, așa numite creștine, cât de mare este căderea aceasta din credință, începând de la bisericile tradiționale istorice, și până la cele mai noi considerate biblice. Niciodată nu s-a ajuns la așa mari aberații cum se predică în zilele noastre, oamenii cred orice, sunt dispuși să creadă orice, merg după semne și minuni, după prorocii false care se livrează cu miile și cu toate acestea ei se consideră creștini, se declară oameni mântuiți și care îl așteaptă pe Domnul, măcar că trăiesc într-o continuă înșelare. Aceasta este apostazia zilelor din urmă. Vremea din urmă va fi caracterizată de faptul că oamenii vor avea doar o formă de Evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Exact, așa se întâmplă astăzi. Oamenii au această formă de Evlavie, însă fără niciun fel de esență a vieții creștine. Așadar, cu siguranță, toate semnele s-au împlinit și încă la punctul lor maxim. În plus, toate acestea au loc în același timp. Se vorbește despre o convergență, despre faptul că se întâmplă toate deodată. Practic, nu lipsește niciun semn ca noi să îl așteptăm pe Domnul să vină chiar în momentul imediat următor. Măcar că toate aceste semne s-au împlinit, trebuie să reafirm faptul că evenimentul răpirii Bisericii nu este legat de niciunul din aceste semne. El poate avea loc oricând. Semnele sunt pentru perioada imediat următoare, cea a necazului, cea a judecății lui Dumnezeu, a apariției lui Anticrist, însă, bineînțeles, dacă semnele se împlinesc cu privire la această perioadă, cu mult mai mult putem să-L așteptăm pe Domnul care va veni înainte de necazul cel mare, înainte de revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Așa cum am citit, să-L așteptăm pe Isus care ne izbăvește, care ne scapă de mânia viitoare. Văzând toate aceste lucruri, trebuie să pun această întrebare. Ești pregătit pentru acest mare eveniment care este gata să se întâmple? Te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu? Ai avut parte de o autentică naștere din nou care să-ți transforme radical viața, gândurile, scopurile, dorințele, să te facă într-adevăr un copil al lui Dumnezeu cu dorințe după sfințirea vieții și după revenirea Domnului Isus. Ești unul dintre cei puțini care iubesc venirea Domnului, care își doresc mai mult decât orice să fie împreună cu Domnul, așa cum își dorea și Apostolul Pavel? Dacă nu, vino astăzi cu pocăință înaintea sa. Nu amâna momentul în care să te întorci la Dumnezeu. Dragii mei, pocăința nu se face treptat. Pocăința este deodată. În momentul în care auzi Evanghelia, atunci trebuie să te pocăiești. Nu vedem nicăieri că a fost cineva în Noul Testament care să fi venit la Domnul în mod treptat. Pocăiește-te atunci când auzi cuvântul. Ia decizia să te întorci la Dumnezeu și ține-te de această decizie. Mergi pe urmele Domnului și El va lucra în viața ta, te va transforma, te va face o făptură nouă. Cei care vin și ascultă cuvântul sau îl urmăresc pe internet și cu toate acestea nu fac acest pas radical al întoarcerii la Dumnezeu, s-ar putea, dragii mei, să nu mai ajungă niciodată să-l facă. Dacă te numeri printre acești oameni, nu amâna, întoarce-te la Dumnezeu Repet, pocăința nu se face treptat, ci dintr-o dată, în momentul în care decizi să schimbi viața. A te pocăi înseamnă a recunoaște că mergi pe un drum greșit și a veni pe drumul cel bun. Este atât de simplu, nimeni care își dă seama că merge cu mașina pe un drum greșit, nu stă în continuare să avanseze pe acel drum, se oprește în loc, pune din nou harta GPS-ul și caută drumul cel bun și se întoarce de pe drumul lui Greșit. La fel este și cu întoarcerea la Dumnezeu: este vorba de a recunoaște că mergi pe un drum greșit, de a-ți mărturisi păcatele și de a te întoarce pe calea lui Dumnezeu, pe drumul cel bun care duce la viață. Timpul cu adevărat este scurt, iar foarte puțini oameni mai dau curs astăzi acestei chemări pline de dragoste a Domnului, ca oamenii să vină la pocăință. Se întâmplă exact ca pe vremea lui noi, așa cum însuși Domnul a spus. Dragii mei, câți oameni s-au suit în corabie, câți oameni au fost salvați de mânia lui Dumnezeu care a distrus practic complet viața de pe pământ, cu excepția celor din corabie. A fost vorba doar de 8 suflete și m-am întrebat și eu zilele acestea ce s-a întâmplat cu ceilalți. De exemplu, rudele soțiilor fiilor săi. Cei trei fii ai lui Noe aveau soții, fiecare soție, bineînțeles, avea părinții ei, avea probabil frați, surori. Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? De ce n-au intrat și ei în corabie? Cum de-au rămas sub mânia lui Dumnezeu în potopul care le-a curmat viața? Dacă este să ne uităm strict la vremea aceea, cu siguranță noi a fost un propovăduitor al neprihănirii. Așa cum spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă, el predica neprihănirea, predica pocăința. Aceasta însemna nu doar că trebuia ca oamenii să intre în corabie, ei trebuiau mai întâi să se pocăiască, să vină la neprihănire, să trăiască în neprihănire, să își aducă viețile înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu făceau asta, nu puteau intra în corabie. Abia pe urmă era intratul în corabie. Trebuia să fie o pocăință. De aceea, repet, Noe era un predicator, un propovăduitor al neprihănirii. Iar oamenii ce au făcut? În imensa majoritatea lor, covârșitoarea majoritate a umanității a respins mesajul său. Practic a trebuit ca noi să intre în corabie doar el, cu fiii săi și cu nevestele fiilor săi. Opt suflete în total au fost scăpate de mânia lui Dumnezeu. Iar faptul că Domnul spune că va fi ca în vremea lui noi ar trebui să ne preocupe, ar trebui să ne dea de gândit. Ne arată că vor fi foarte puțini cei care vor avea parte de răpire. Nu este așa cum spun unii Chiar am auzit pe cineva că ar fi vorba de un miliard de oameni care vor dispărea la replic. Nu știu de unde i-a scos atâți oameni credincioși ar exista pe fața Pământului. Practic, unul din opt oameni este credincios adevărat și îl așteaptă și îl iubește pe Domnul Isus. Nu este deloc vorba de așa ceva. Realitatea ne contrazice dramatic câți oameni sunt adevărați creștini în Europa, cât sunt în Statele Unite și cât sunt în țara aceasta. Când întreaga comunitate biblică numără între 2 și 3% din populația țării, câți dintre aceștia sunt cu adevărat oameni ai lui Dumnezeu, câți și-au mărturisit păcatele, nu trăiesc în păcate ascunse, sunt gata să meargă împreună cu Domnul? Răspunsul este foarte, foarte puțin. De aceea, repet, Domnul Isus a spus aceste cuvinte, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Iar în altă parte spune că n-au știut nimic. Observați, a fost deodată, măcar că exista o așteptare. Corabia aceea se edifica de multă vreme. Noi lucra la ea de zeci de ani. Ei puteau să vadă tot acest efort, auziseră predicarea lui, însă evenimentul s-a produs dintr-o dată. Mai întâi noi a intrat în corabie, Dumnezeu a închis ușa, pe urma veni judecata la fel, biserica va fi luată dintr-o dată pe neașteptate, deși, repet, există această întreagă discuție despre revenirea Domnului, chiar și în mediile bisericii tradiționale există o anumită parte care își pun problema guvernării globale și a apariției lui Anticrist. Cu toate acestea, momentul revenirii Domnului pentru a-și lua biserica acasă îi va surprinde pe cei mai mulți. Cu adevărat, biserica Domnului va pleca pe neașteptate, într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Dacă nu te-ai întors încă la Domnul, fă lucrul acesta astăzi, pocăiește-te, întoarce-te de pe calea ta cea rea, vino la Evanghelie, vino să asculți Evanghelia, iată suntem de mai bine de un an jumătate în București, foarte puțini oameni vin să dea ascultare cuvântului lui Dumnezeu și mai puțini se întorc cu adevărat la Dumnezeu. Noi vom continua să predicăm cuvântul neamestecat, Așa cum a predicat și noi, aș vrea și eu în dreptul meu să fiu un predicator sau un propovăduitor al neprihănirii. Nu vreau să predic altceva decât o chemare la întoarcerea la Dumnezeu, la o viață trăită în neprihănire. Dacă însă ești creștin de mai multă vreme și ai avut o adevărată întoarcere la Dumnezeu, atenție, trebuie să te examinezi, să-ți viața la analiză și să trăiești în curăție, așa cum spunea Ioan, Oricine are nădejde aceasta în El se curățește după cum El este curat. Trebuie să rămânem în El, să trăim așa cum a trăit El, să luăm acest model, să ne aliniem Lui. Orice păcat trebuie mărturisit și părăsit, iar viața noastră trebuie aliniată cu cerul, fiindcă foarte curând vom avea parte de mutarea noastră în slavă. Ce trist va fi, dragii mei, când mulți oameni care se consideră azi creștini adevărați vor rămâne de rușine și depărtați de el. Domnul să ne ajute să înțelegem cuvintele acestui mesaj biblic, să ne aliniem viețile cu cuvântul său și să fim astfel pregătiți pentru momentul iminent al revenirii sale. Cu adevărat, răpirea bisericii este iminentă, iar toți cei care îl iubesc pe Domnul nu pot spune altceva decât Amin, vino Doamne Iisuse!